Data de 25 noiembrie este aleasă pentru a încheia proiectul pornit la începutul anului de către Consiliul Județean Argeș de aprinderea flăcării centenarului. În urma discuțiilor cu primarul de la Corbi, Virgil Baciu, care contestă cu vehemență titulatura proiectului de flăcăra centenarului, primarul comunei Aninoasa, Ștefan Benoni, a hotărât ca localitatea pe care o păstorește să fie prima, probabil și ultima, în care flăcăra de la județ să nu se mai numească a centenarului, ci a Unirii. Deci îți promit, Virgilă și tuturor de aici din sală, pe 25 noiembrie am centenarul și am să zic Flacăra Unirii. Asta e. Da? Adică Flacăra va fi la Aninoasa și o să devenim atunci Flacăra Unirii. Și atunci știi că ne promitem ceva că în aceea zi... Și chiar vă da. Mai strânge și semnături în aceea zi. Da, sigur. Rămâne de văzut ce va face președintele Consiliului Județean, Dan Manu, care va fi nevoit să aprindă o flacără cu altă titulatură.